Vă prezentăm câteva sfaturi pe care ar fi bine să le rețineți pentru ca animalul dumneavoastră de companie să se simtă confortabil în verile toride. Insolația. Animalele au nevoie de protecție solară în zonele sensibile, cum ar fi în vârful urechilor, nas și alte zone expuse la lumina soarelui. Animalele de companie cu piele roz sau blană de culoare deschisă pot fi vulnerabile. Cu aproximativ jumătate de oră înainte de a ieși la soare, aplică o cremă solară potrivită pentru animalele de companie, evitând tratamentele pe bază de oxid de zinc, care sunt toxice. Hiperventilația are rolul de a răcori animalul. Este bine cunoscut faptul că pisicile și câinii nu transpiră. Ei elimină căldura prin respirație. Câinii cu nasul scurt, pe cum mopșii și buldogii, tind să fie mai vulnerabili la insolație. Hiperventilația poate indica necesitatea extrem de importantă ca în timpul caniculei câinelui tău să-i rămână hidratat. În cazul în care câinele se supraîncălzește, există o serie de indicii care te pot avertiza. Printre semnalele de insolație se numără hiperventilarea excesivă sau exagerată, letargia, slăbiciunea, curgerea balelor, febra mare, colorarea gingiilor în roșu închis, bătăile rapide ale inimii, vehiculele supraîncălzite. Un studiu realizat de Universitatea Stanford a arătat că temperatura din interiorul unei mașini crește cu mai mult de 5 grade pe oră, indiferent de temperatura de afară. De aceea, nu trebuie să-ți lași animalul de companie în mașină, nici chiar pentru câteva minute. Evită suprafețele fierbinți, pavajele, nisipul și alte suprafețe fierbinți pot cauza leziuni grave la nivelul pernuțelor. Te-ar surprinde să afli cât de des întâlnesc medicii veterinari leziuni de acest tip. Regula este una simplă. Dacă suprafața este prea fierbinte ca tu să poți merge desculți pe ea, aceasta este prea fierbinte și pentru câinele tău. Fără ras. Blana unui câine îl protejează de căldură, de aceea tunsul nu este cea mai bună idee. Totuși, tunderea blănii lungi a unui câine, în special dacă acesta atârnă până la picioare, este acceptabilă. Medicii veterinari recomandă proprietarilor să perie mai des câinii pe timpul verii, acest lucru putând rări blana, îndepărtând părul eliminat de pe animal animalul tău de companie prin năpârlire. Evită căldura, evită efortul fizic în perioadele caniculare ale zilei și ai grijă ca animalul tău de companie să aibă la dispoziție un loc umbrit pentru a se odihni atunci când are nevoie. Relatează royalcanin.ro.